Salutare tuturor și bine v-am găsit! Astăzi o să vă arăt ce mașini merită cumpărate din Germania în 2022. O să vedeți o gamă foarte diversificată, o să vedeți și mașini mai ieftine, și mașini mai scumpe, mașini sport, mașini de familie și așa mai departe. Deci o gamă diversificată. Dacă nu sunteți abonați, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și să dați un like la acest videoclip. Prima mașină care merită cumpărată din Germania în 2022 ar fi acest Golf 7 din 2017. De fapt, este un e-Golf, deci o mașină complet electrică. Mai mulți dintre voi mi-ați spus în ultima perioadă să caut și mașini electrice. Așa că am găsit acest Golf, care cu siguranță o să fie o mașină mult mai populară când se va ieftini puțin. Interiorul este nou, pe partea de hotar vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, comenzi pe volan, normal pilot automat, are și ceasurile de bord digitale, avem și aici inscripția e-Golf, vine cu jantele originale pe 17, cu anvelope în stare bună, are normal și farurile full LED, stopuri pe LED, senzor de parcare față-spate și în plus de asta este vândută chiar de către reprezentanța Volkswagen. Are 136 de cai, doar 35.000 de kilometri, a avut un singur proprietar, iar preț 18.000 de euro. Se oferă și garanție pe mașină. Ce spuneți, merită? Următoarea mașină care cu siguranță merită cumpărată din Germania în 2022 ar fi acest BMW seria 3 E92 din 2009, care a avut un singur proprietar, în plus de asta are doar 86.000 de kilometri. Deci da, un număr destul de mic. Clar, dacă ești fan acest model, mașina de față chiar merită cumpărată, pentru că o să vedeți imediat diferența de preț față de un E92 cu mai mulți kilometri și poate întreținut mai prost, nu este deloc mare. Interiorul arată impecabil, vine cu scaunele sport din piele încălzite, clima automată pe două zone, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, are și trapă, normal, senzor de ploaie și de lumină, deci chiar este un BMW E92 destul de decent echipat. Are jantele originale pe 17, cu anvelope de vară în stare bună, în orice caz mai primiți încă un set de jante, are și farurile Big Xenon, senzor de parcare pe spate, deci da, chiar este un E92 destul de bine echipat, într-o stare foarte bună. Vine cu motorul de 2000 benzină de 170 de cai, are 86.000 de kilometri, TÜV-ul este valabil până în 2022, iar preț 11.000 de euro. Ce spuneți, merită 11.000 de euro sau nu? Aici avem un Seat Leon din 2004 care într-adevăr merită cumpărat în 2022 din Germania. Este un Seat Leon care se află într-o stare foarte, foarte bună. În plus de asta a avut și un singur proprietar. Într-adevăr, poate nu este o mașină la fel de căutată ca înainte, doar că, nu știu, poate îți place modelul și da, atunci chiar ar merita să o cumperi din Germania, pentru că, v-am spus, se află într-o stare excelentă. Interiorul arată ca nou, pe partea de dotări vine cu scaune sport, adică acestea sunt de fapt scaunele standard, are și clima automată, 4 geamuri electrice, oglinzi care se reglează electric, deci na, pentru un Seat Leon din această generație sunt niște dotări mai mult decât suficiente și da, v-am spus, arată extrem, extrem de bine. Vine cu motorul de 1.6 benzină de 105 cai, are 184.000 de kilometri, inspecția tehnică este nouă. Iar acum aș vrea să-mi lăsați în secțiunea de comentarii dacă ați da 3.000 de euro pe acest Seat Leon. Merită sau nu merită? Aștept părerile voastre. Aici avem o Honda Accord din 2011, da, o mașină japoneză care merită cumpărată din Germania. De fapt, în general, orice mașină japoneză merită cumpărată din Germania, pentru că în România cei drept sunt foarte puține puse la vânzare. Nu știu, dacă cauți un Accord ca acesta, poate sunt doar câteva rezultate în toată România sau, nu știu, poate nu este nici unul. Și da, mașina de față arată super ok. Cam așa arată în interior, pe partea de dotări vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, normal, senzor de ploaie și de lumină, 4 geamuri electrice, are jantele originale pe 17, cu anvelope în stare bună, discurile și plăcuțele de frână au fost recent înlocuite și o să vedeți imediat are un număr redus de kilometri. Vine cu motorul de 2000 benzină de 156 de cai, are doar 68.000 de kilometri, inspecția tehnică este nouă, a avut un singur proprietar, iar preț 11.000 de euro. Ce spuneți, merită sau nu? Următoarea mașină care poate, spre surprinderea multora, încă merită cumpărată din Germania ar fi acest Golf 4 din 98,
O să vedeți imediat și de ce merită să vă cumpărați acest Golf 4 din Germania, pentru că este un model ceva mai special. Da, mașina mai are nevoie de puțină atenție la exterior, până la urmă este un Golf 4 din 98, se știe că a avut probleme cu rugina, vedeți și voi acolo, are câteva punctulețe. Interiorul arată chiar neașteptat de bine, pe partea de rotări vine cu scaunele sport, aer condiționat, 4 geamuri electrice, are și trapă. Da, nu este un Golf 4 cu multe dotări, dar repet, are un motor special sub capotă. Anvelopele sunt într-o stare cât de cât decentă și sper că vedeți aripa din nou are probleme cu rugina. Cel puțin mie îmi place culoarea de la exterior, sunt curios care este și părerea voastră. Vine cu motorul de 2.3 benzină V5 de 150 de cai, are 182.000 de kilometri, iar preț 1.100 de euro. Ce spuneți, ar merita? Următoarea mașină care cu siguranță merită cumpărată din Germania în 2022, mai ales dacă vrei să plătești prețul corect și mai ales dacă vrei o mașină întreținută, ar fi acest Audi A6 Allroad din 2013. Mașina este vândută de către reprezentanța Mercedes, nu știu, poate a fost cumpărată la un buyback, dar în orice caz poți să fii sigur că mașina asta are un istoric complet. Interiorul arată foarte bine, are scaunele din piele ventilate și încălzite cu funcția de masaj, clima automată pe 4 zone, navigație, comenzi pe volan, pilot automat adaptiv, cutie de viteze tip tronic. Na, până la urmă este un A6 Allroad, vine cu jantele originale, cu anvelope de vară în stare bună, în orice caz mai primiți încă un set de jante, discurile și plăcuțele de frână sunt ok și normal fiind un Allroad are și tracțiune 4, nici nu se putea. Vine cu motorul de 3000 diesel de 313 cai, are 98.000 de kilometri, inspecția tehnică este nouă, iar prețul cerut 28.000 de euro. Ce spuneți, este un preț corect sau mare? Aici avem o mașină ceva mai specială, mai exact un Hyundai i30N din 2019, din nou un model care, da, merită cumpărat din Germania în 2022, pentru că este aceeași problemă ca la mașinile japoneze, adică dacă cauți un i30N în România, o să vezi, se găsesc destul de puține, pentru că, na, la noi contează foarte mult brandul, din păcate. Interiorul arată foarte bine, normal, are scaunele sport încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, în plus de asta are și o evacuare sport, vine cu jantele originale pe 19, cu anvelope de vară care sunt aproape noi, are și farurile full LED, senzor de parcare față-spate, sunt curios ce ați alege între acest i30 și un Golf GTI, aștept părerile voastre, vine cu motorul de 2000 benzină de 275 de cai, are doar 50.000 de kilometri, iar preț 26.000 de euro 500. Aici avem un Ford Fiesta din 2010, o mașinuță foarte potrivită dacă nu dispui de un buget mare și vrei un model care să fie relativ mai nou. Din nou, o mașină foarte potrivită dacă ești începător sau dacă vrei o mașină pentru oraș. Vă spun din propria experiență, chiar dacă îți cumperi un Fiesta ca acesta cu motor pe benzină, o să ai parte de un consum mic. În plus de asta, mașina de față, după cum vedeți, este și varianta cu 4 uși. Cam așa arată în interior, pe partea de dotări vine cu aer condiționat, comenzi pe volan, două geamuri electrice, are și încălzire în scaune și dotarea de top, parbriz încălzit care face toți banii pe timp de iarnă, vine cu jantele originale pe 15, în plus de asta, nu știu dacă vedeți, discurile și plăcuțele de frână au fost recent înlocuite. Deci da, este o mașină pusă la punct care merită din nou cumpărată din Germania. Vine cu motorul de 1.25 benzină de 82 de cai, are 157.000 de kilometri, tiu valabil până în 2023, iar preț 4.000 de euro. Ce spuneți, merită? Dacă ați ajuns până la acest Mercedes C-Class, v-aș ruga frumos să dați un like la acest videoclip, iar în cazul în care nu sunteți abonați, să apăsați și pe butonul de subscribe pentru a nu rata niciun videoclip nou. Da, aici avem un Mercedes C-Class care se află într-o stare excelentă, pentru că are și un număr destul de redus de kilometri. Dacă îți place acest model și vrei să plătești prețul corect, cu siguranță merită să o cumperi. Având un număr redus de kilometri și interiorul arată ca nou, vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, cutie de viteze automată, deci da, este și un C-Class bine echipat, vine cu jantele originale pe 16, cu anvelope care sunt aproape noi,
Sper că ați văzut discurile și plăcuțele de frână din nou, au fost recent înlocuite. Are și farurile cu xenon. Sunt curios ce părere să aveți despre preț. Deci mașina este din 2009, are motorul de 1.8 benzină, compresor de 184 de cai, doar 86.000 de kilometri, inspecția tehnică este nouă, iar preț 9.800 de euro. Într-adevăr nu este ieftin, dar atât costă un Mercedes C-Class corect. Aici avem un Audi A6 din 2019, aș putea spune o mașină ceva mai specială care, da, merită cumpărată din Germania, pentru că chiar dacă este o mașină relativ nouă, tot poți să-ți iei o țeapă, în schimb din Germania poți să-ți cumpere un Audi A6 ca acesta cu un istoric complet și cu dovada că nu a avut niciun accident în trecut. Da, este o mașină mai specială pentru că momentan încă nu costă 15.000 de euro, așa că nu o să o vezi la orice colț de stradă. Mașina de față arată foarte, foarte bine. Este o mașină, o să vedeți imediat, aproape nouă. Interiorul la fel, este ca nou, are scaunele S-Line din piele cu alcantara încălzite, clima automată pe 4 zone, navigație, ceasul de bord digitale, cutie de viteze S-Tronic cu padele pe volan, pilot automat adaptiv, lane assist, na, este un Audi A6 din 2019, nu prea are rost să vorbim despre dotări, vine și cu pachet S-Line la exterior, sper că ați văzut, are și farurile Matrix, are motorul de 2000 benzină de 245 de cai, doar 8.000 de kilometri, tiu valabil până în 2022, se oferă și garanție pe mașină, iar preț 49.000 de euro. Sincer, chiar este un preț foarte bun, ce spuneți? Mai mulți dintre voi mi-ați spus să caut și un Volkswagen Touran modelul mai nou, așa că astăzi o să vă arăt cât costă un Volkswagen Touran în 2022 din Germania. Mașina de față este din 2015, a avut un singur proprietar, toate reviziile au fost făcute doar la reprezentanță și da, este o mașină care merită cumpărată din Germania pentru că, din câte știu eu, până de curând nu s-a comercializat oficial în România, la fel ca în cazul Golfului Plus sau Golfului Sportvan. Vine cu jantele originale pe 17, cu anvelope în stare bună. Fiind un Touran, clar, ai mult spațiu la interior, vedeți și voi, sunt 3 locuri individuale, în plus de asta ai și trapă panoramică. Tapiseria, chiar dacă este o culoare ceva mai pretențioasă, vedeți și voi, arată impecabil, vine cu clima automată pe 2 zone, încălzire în scaune, pilot automat, comenzi pe volan, normal, 4 geamuri electrice, are și navigație. Dacă ești în căutarea unei mașini de familie, cu siguranță un Volkswagen Touran ca acesta este foarte, foarte ok. Normal, dacă ai un buget ceva mai mare. Vinem cu motorul de 2000 diesel de 150 de cai, are 83.000 de kilometri, iar prețul cerut a fost redus la 15.500 de euro. Ce spuneți? Merită? Sau momentan încă este prea scump? Aștept părerile voastre în comentarii. Dacă ați ajuns până la acest Audi TT, care este și ultima mașină pe astăzi, v-aș ruga frumos să dați un like la acest videoclip și să lăsați un comentariu puțin mai jos cu ce mașină v-ați cumpăra voi din videoclipul de astăzi, ce părere ați avut despre prețuri, ce mașină normal merită sau nu merită cumpărată. Deci aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Interiorul arată foarte bine, are scaunele sport încălzite, clima automată, cutie de viteze S-Tronic cu padele pe volan, ceasuri de bord digitale, volanul sport, deci da, un TT bine echipat pentru că de fapt este un TTS. Vine cu jantele originale pe 19, are și farurile full LED. Vă reamintesc, ne puteți găsi și pe autorulategermania.ro dacă vreți să colaborăm. Vine cu motorul de 2000 TFSI de 310 cai, are 80.000 de kilometri, iar preț 36.000 de euro. Bun, cam acestea au fost mașinile, aștept părerile voastre și ne vedem data viitoare.